Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Bătută de sos cu o țeavă metalică. Un bărbat din Olta a decedat după ce a fost lovit pe o trecere de pietoni. 32 de jucători la reunirea pandurilor. A fost lovită în cap cu o țeavă metalică. O femeie din Târgu Jiu a alertat poliția după un conflict cu soțul său. Totul a pornit de la discuții în contradictoriu. Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 33 de ani din localitate cu privire la faptul că pe fondul unor discuții contradictorii, soțul său în vârstă de 36 de ani ar fi exercitat acte de violență împotriva sa, folosind o țeavă și aplicându-i lovituri în zona capului și a mâinii. Femeia a ajuns la spital, iar bărbatul s-a ales cu un ordin de protecție provizoriu. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale și ulterior s-a deplasat la sediul poliției pentru a depune plângere penală. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și totodată polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului. Doi șoferi din Gorj au fost identificați în trafic după ce consumaseră alcool. S-a întâmplat la Stoina și Târgu Jiu. La data de 5 iulie, polițiști din cadrul secției o poliție rurală Stoina au identificat în trafic un bărbat de 57 de ani din comuna Stoina, în timp ce conducea un autoturism pe DN6B, având o concentrație de 1,31 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La Târgu Jiu, un tânăr de 22 de ani din localitate care conducea un autoturism pe strada Unirii a fost depistat cu o concentrație de 0,46 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ambii șoferi au fost conduși la spital pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, iar în cauză polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența alcoolului, în care continuă cercetările. Un accident rutier mortal a avut loc luni după amiază în localitatea Scornicești din județul Olt. Un bărbat de 69 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină. În eveniment a fost implicat un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani din municipiul Slatina și un pieton, un bărbat de 69 de ani din orașul Scornicești. În urma coliziunii, pietonul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unde ulterior a decedat. Potrivit IPJ-ul, conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice în momentul producerii evenimentului. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Polițiștii efectuând cercetări pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. O femeie a evitat în ultimul moment un accident ce putea fi fatal. S-a întâmplat pe calea București din Craiova. O femeie a fost la un pas să fie spulberată pe o trecere de pieton în această după-amiază pe calea București din Craiova. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare. Un autoturism îi dă prioritate, dar trecătoarea se oprește la timp pentru a evita impactul cu un șofer care pare că nu o observă. Primăria Târgu Jiu caută soluții pentru atragerea de investitori la Târgu Jiu. Este în curs de finalizare proiectul de parcelare a terenurilor din partea de sud a municipiului Târgu Jiu, respectiv zona CET. Aici vor putea fi deschise afaceri în domeniul serviciilor, nu este exclusă nici partea de mică producție. Municipalitatea mai are la dispoziție teren în partea de nord, în zona Ciocârlău. Teren în domeniul privat mai este și în localitatea componentă Iezureni. Edilii se gândesc la un nou set de facilități pentru antreprenorii care vor începe afaceri și care vor înființa un anumit număr de locuri de muncă. Locuitorii comunei Bălești vor beneficia de o parcare publică. Autoritățile locale au așteptat încheierea anului școlar pentru a amenaja o parcare în zona sălii de sport din satul Ceauru. Este sala de sport unde localnicii pot să desfășoare diferite activități sportive și de recreere. Era nevoie de un spațiu special amenajat unde să poată fi parcate autovehiculele. Pe lângă parcarea de la sala de sport din Ceauru va fi amenajată și o alee de acces către școala Cornești. Suprafața totală amenajată este de peste 1200 de metri pătrați. Bugetul pentru investiții este de aproape 100.000 de lei, iar lucrările vor fi demarate în perioada imediat următoare.
Se discută în ultima vreme despre presupusa candidatura senatorului Ion Iordache pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, filiala Gorj. Președintele IAIPP Gorj, Danelie Morega, crede că Iordache va conduce mai bine organizația, fiind mai experimentat. Fostul deputat și-a exprimat dezamăgirea în ceea ce îl privește pe actualul președinte al organizației, Dan Vâlceanu, criticând activitatea sa politică din ultimii ani. Eu aș dori să candideze Iordache și să și câștige, pentru oricum are mai multă minte decât Vâlceanu și oricum Vâlceanu cu familia lui au furat mult mai mult din complexul energetic Oltenia decât mulți alții. Morega mai spune că Iordache are origini liberale și și-a dovedit priceperea în administrația publică în urma mandatului de primar al orașului Turceni. Eu am o relație normală, să spun așa, cu Iordache, pentru că, de fapt, Iordache a făcut parte din Partidul Național Liberal și primului partid a fost Partidul Național Liberal, care a și candidat și a câștigat din primul tur primăria de la Turceni. Alegerile pentru șefia PNL Gorj vor avea loc duminică, 11 iunie. Complexul energetic Oltenia a alocat fonduri pentru un program de mentenanță și reparații la utilajele de mare capacitate. Este vorba de echipamente folosite în sectorul minier. Sunt vizate utilaje de mare capacitate de la cariera minieră Roșia. Vor mai beneficia de reparații și utilajele de la unitatea minieră de cariere Jilți Nord. Bugetul total este de peste 300.000 de lei. Este de amintit că în următorii ani carierele miniere vor intra într-un amplu program de restructurare și de închidere. Carierele Roșia și Jilți Nord vor fi păstrate. Consiliul Județean Vâlcea, alături de Primăria Ognele Mari, construiesc o bază balneoclimaterică de tratament. Este un drum care presupune dezvoltarea infrastructurii turistice, a declarat primarul Remus Sasu. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a semnat un acord de parteneriat în baza căruia instituția a alocat suma de 250.000 de lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice. Facem primii pași pentru un obiectiv turistic extrem de important din localitate, și anume o bază de tratament balnear cu tot ce trebuie, pentru că apa sărată de aici este aducătoare de sănătate. Prin hotărâre de Consiliu Județean am alocat 250.000 de lei, bani pe care domnul primar și Consiliul Local îi vor utiliza pentru ceea ce înseamnă documentații, pentru că înainte de a face fapte, trebuie să facem metri cubi de hârtie. Rădulescu a declarat că la Ognele Mari va avea loc o vizită importantă a unui oficial de peste hotare, de asemenea sunt așteptați investitori. Ne propunem să avem și turiști străini, de altfel cred că undeva în luna august-septembrie veți vedea, vom avea o vizită importantă a unui ambasador unei țări puternice. Nu pot să vă spun acum prea multe detalii pentru că încă la nivel diplomatic nu s-au finalizat demersurile, dar vom aduce la Ognele Mari oamenii interesați să investească în zonă. Acest parteneriat reprezintă doar un obiectiv din planul CJ Vâlcea de dezvoltare a stațiunilor vâlcene prin atragerea de fonduri externe. Antrenorul Călin Cojocaru a avut peste 30 de jucători la primul antrenament al anului. Pandurii a sunat adunarea lunii după amiază cu gândul la Liga a treia. Mai mulți fotbaliști goajeni au fost prezenți la reunirea echipei. Printre ei s-au numărat Denis Brânzan, Gabriel Oiță, Adrian Tănăsoiu sau golgheterul din sezonul trecut, Gabriel Dodoi. De asemenea, Marian Pleașcă se va prezenta la antrenamente săptămâna viitoare. Călin Cojocaru speră ca toți fotbaliștii români valoros să rămână la Târgu Jiu. Facem eforturi ca să rămână, asta este obiectivul nostru principal. Mă refer la Dodoi, Brânzan, Oiță, Pleașcă, care o să se alăture și el de săptămâna viitoare lotului, iar în jurul lor să construim o echipă puternică, fiindcă ce a fost în ultimii 2 ani a fost foarte greu. Mă bucur că am rezistat și că echipa asta există și că duce istoria și tradiția mai departe. Foștii jucători ai Universității Craiova, Alex Popescu și Robert Petre, au fost prezenți la reunire. Emanuel Ocheche, Peniel Obeng, Sean Ertz și Alfred Mensah au fost străinii de la primul antrenament. După toate probabilitățile, Pandurii va juca în Liga 3-a. Nu pot să spun acum, să spun că certitudine în Liga 3-a sau Liga 2-a. Noi ne pregătim, dar să fim sinceri. Pentru Liga 2-a am început mai târziu și gândul nostru este la Liga 3-a, fiindcă sportiv acolo suntem anul acesta. Dar această echipă, cum am spus,
nu merită să fie la Liga 3, în special pentru ce a făcut în fotbalul românesc, mă refer la câți jucători sunt în Liga 1, Liga 2 de la Pandurii, cred că meritam să jucăm în Liga 3. La stadion au fost prezenți și suporterii cei mai fideli ai Pandurilor, în Armas cu Torțe și Steaguri. 5 juniori under 19 vor face pregătirea cu echipa mare. Depinde doar de ei să fie serioși, să se pregătească cum trebuie și orice jucător din cadrul clubului are șanse. Suporterii sunt aproape de băieți, cu toate că nu am avut rezultate și lucrul ăsta spune multe pentru noi. Felipe Acoștea este aproape de un transfer în Liga 1. Pandurii va juca primul amical cu Universitatea Craiova. Partida va avea loc duminică 11 iulie de la ora 18 în cadrul complexului sportiv de la Lunca Jiului. Jocul se va disputa la o zi după Supercupa României de sâmbătă. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!